Pentru cei care nu au citit uh, mărturia lui Călin, să o citească, pentru că chiar dacă este o lectură destul de lungă, merită. Așa că mulțumim, Călin, pentru ce ai scris. Uh, pentru mine a fost foarte încurajator să citesc și să-mi uh, să dau seama cât de fragilă este viața noastră. Indiferent cine suntem, ce lucrăm, câți ani avem, să ne dăm seama că viața noastră de fapt atârnă de un fir de păr și că trăim doar pentru că doar prin harul lui Dumnezeu. Acestea fiind zise, mi se pare destul de greu să vorbesc după Călin. Vreau să vă spun câteva lucruri și mărturia mea într-un bun spirit baptist va fi în trei puncte. Una dintre, unul dintre motivele de rugăciune în familia noastră a fost pentru lucrarea în care suntem implicați de câțiva ani deja, o lucrare a bisericii. Suntem implicați în lucrarea care am zis, am numit-o Flux, o lucrare care inițial a fost creată sau gândită pentru tinerii profesioniști de la noi din biserică, din comunitate. O lucrare prin care vroiam să ne adresăm pe teme de interes, pe teme actuale, să invităm oameni care sunt profesioniști în domeniile, în domeniile lor, să ne vorbească despre temele respective. Ei, după primele două întâlniri am dat seama că de fapt majoritatea oamenilor care vin la întâlnirile noastre nu sunt din comunitatea noastră. Lucrul acesta nu ne a ne a speriat, dar ne-a dat, ne-a pus puțin pe gânduri. Și lucrurile pe care vreau să vi le spun, pe care le-am învățat. În primul rând, am văzut cum putem colabora în echipă. Oameni care suntem implicați în această lucrare, oameni care avem profesii diferite, oameni care avem personalități diferite, oameni care avem interese diferite și totuși ceva ne leagă. Pentru mine a fost foarte încurajator să văd la o scară mult mai mică, bineînțeles, exact ceea ce ar trebui să însemne o biserică, ceea ce înseamnă trupul lui Hristos. Suntem, mă, suntem uh, or, or, organe, mădulare, dar facem parte din același trup, avem aceeași, uh, același scop. Al doilea lucru pe care l-am învățat, uh, și ăsta e mai personal, a fost să nu fiu așa de încrâncenat în opiniile și în părerile pe care le am. Să mă deschid puțin la minte și să văd să fiu deschis la dialog cu cei care nu au aceeași părere ca și mine. Să-mi dau seama că viața, de fapt, nu este ceea ce se întâmplă în biserică. Viața noastră reală este ceea ce se întâmplă în afara bisericii. Acolo ne lovim cu oameni care nu au aceleași opinii, nu au aceleași crezi ca și noi. Și tare m-aș bucura să ne deschidem și să putem. Să dialogăm și să nu fim încrâncenați în crezul pe care îl avem. Evident, fiind înrădăcinați în Cuvânt, adică nu orice, e foarte bine să ai anumite certitudini în viață. Și al treilea lucru pe care l-am învățat și am văzut cum Dumnezeu lucrează, a fost anul acesta, după o perioadă de aproape 2 ani de zile, nu am organizat întâlniri pentru că, știți, cu toții a fost pandemie și nu am putut organiza. Ei bine, am reluat întâlnirile toamna asta, în noiembrie, și unul dintre, una dintre grijile pe care le-am avut, sau dintre îngrijorările pe care le-am avut, nu era câți vor veni, ci dacă va veni cineva. Pentru că e pandemie, pentru că trebuiau să, oamenii să se înscrie, e mai complicat. Eu, de exemplu, mă gândesc la mine, eu sunt comod, dacă ar trebui să mă înscriu pentru un eveniment, zic ok, dacă pot să-l văd și online, mai bine îl văd online. E, modul în care Dumnezeu a răspuns rugăciunilor și modul în care am văzut la ora 6 cum parcarea este plină, cum mașină după mașină veneau și lăsau oameni care veneau la biserică, la biserică la întâlnirea flux și mai mult decât atât, aproape, cred că aproape o treime dintre oameni respectivi erau pentru prima dată la o întâlnire flux. Um, și mi-am adus aminte de Psalmul 127, versetul 1, în care spune că dacă nu zidește Dumnezeu o casă, degeaba trudim. Dacă Dumnezeu nu ne pune pe inimă și nu este cu noi, degeaba încercăm. Evident, noi trebuie să ne facem, să ne facem partea noastră cât mai bine, dar până la urmă răspunsul vine de la Dumnezeu. La fel ca Marius, încurajarea mea pentru uh, anul ăsta care vine e să vă găsiți o lucrare din biserică în care să vă implicați pentru că uh, o să vedeți că vă va, va, va face bine și vouă și și bisericii. Uh, mulțumesc!